Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi, în ședința de guvern, a fost adoptat programul Investește în Tine. Știți foarte bine și din prezentarea făcută acum ceva timp de vicepremierul Viorel Ștefan, este un program care își propune să contribuie la creșterea forței de muncă în acele zone ale țării unde se simte lipsa calificărilor în mai multe domenii. O să prezint pe scurt ce presupune acest program, în condițiile în care ați primit deja din partea biroului de presă la momentul respectiv prezentarea respectivă și detaliile legate de acest program, care se află, sigur, și pus în transparență decizională proiectul respectiv. Beneficiarii programului sunt, în primul rând, tineri cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, care sunt cuprinși în sistemul de învățământ sau care efectuează cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educației Naționale sau, după caz, de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Aceștia au prin program acces la finanțare, care constă în acordarea unui credit în valoare maximă de 40.000 de lei, garantat în proporție de 80% de către stat. Dacă beneficiarul este angajat sau se angajează pe perioada derulării programului, poate beneficia în plus, după cum știți, de 20.000 de lei. De asemenea, pot beneficia de acest program și persoanele cu vârsta cuprinsă între 26 și 55 de ani, care sunt în sistemul de învățământ sau urmează cursuri de reconversie profesională. Diferența este că pot beneficia de un credit de 35.000 de lei și de o suplimentare tot de 20.000 de lei, dacă persoana respectivă este angajată sau se angajează în perioada derulării programului. Beneficiarul garantează 20% dacă este angajat. Dacă nu este angajat, trebuie însoțit de un co-debitor pentru diferența aceasta de 20%. Împrumutul se acordă sub forma unui credit cu trageri multiple, în funcție de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii pro forma, iar creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de grație, care poate fi până la 5 ani. Adică finanțatorul este obligat să acorde această perioadă de grație egală cu durata studiilor, dar nu mai mult de 5 ani. Cheltuielile eligibile sunt din domenii diverse, educație, cultură, sănătate, sport, amenajarea locuințelor. Plafonul anual al garanțiilor, modalitatea și condițiile de acordare, condițiile de eligibilitate a instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare și a persoanelor fizice beneficiare ale programului, precum și regulile de gestionare a garanțiilor, se vor stabili prin hotărâre de guvern, ce va fi elaborată de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză și Ministerul Finanțelor Publice și, evident, va fi supusă aprobării Guvernului. E, practic, vorba despre normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență care a fost adoptată astăzi în Guvernul României. Tot în ședința de astăzi, Guvernul a adoptat printr-o hotărâre nota de fundamentare aferentă proiectului Sistem Informatic Integrat pentru emiterea actelor de stare civilă. Este vorba, practic, despre informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea documentelor de stare civilă, ce va avea ca prim efect o debirocratizare. Bineînțeles, se va reduce semnificativ și volumul de hârtie folosit în emiterea actelor de stare civilă. Se va reduce spațiul necesar depozitării la nivel național a tuturor arhivelor de documente rezultate în urma realizării fluxurilor administrative în cauză. Valoarea totală a proiectului este de 184,921 de milioane de lei, deci peste 184,9 milioane de lei, lucru pe care vi l-a transmis și premierul în debutul ședinței de guvern. Iar finanțarea, sau mă rog, proiectul a fost depus pentru finanțare în cadrul proiectului operațional Competitivitate, axa prioritară 2, tehnologie informației și comunicațiilor. Tot în ședința de guvern de astăzi, pe ordinea suplimentară, un memorandum la propunerea Ministerului Finanțelor cu tema încadrarea schemei de ajutor de stat, reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorină, utilizată drept combustibil pentru motor, în baza codului fiscal. Mă rog, sunt două articole, un singur articol, două alineate ale articolului 342, alineatul 9 și 10.
Se referă acest proiect de memorandum la instituirea unei scheme de ajutor de stat, care prevede sprijinirea operatorilor economici care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, precum și transport de persoane regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane. Prin această schemă de ajutor de stat se restituie sumele reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorină, utilizată drept combustibil pentru motor de la bugetul de stat, în baza unor decizii de aprobare a cererii de restituire a accizei. Bugetul total maxim estimat al schemei este de 60 de milioane de lei, cu posibilitatea suplimentării. Numărul total estimat de beneficiari pe întreaga durată de valabilitate este de 1500. Durata de valabilitate este până în 2020, adică se vor emite decizii de aprobare a cererilor de restituire în perioada 2018-2020, perioada în care se vor efectua plățile fiind aceeași 2018-2020. Condițiile și procedura de acordare a ajutorului de stat către operatorii economici se stabilesc ulterior prin hotărârea Guvernului venită de la Ministerul Transporturilor. Înțeleg că este deja pe circuitul de avizare, așadar ar trebui să fie emisă cât de curând și, sigur, propusă Guvernului spre adoptare. Dacă aveți întrebări. Da, Laura, te rog. Să știu dacă în această ședință de guvern s-a discutat despre proiectele care vor fi realizate în parteneriat public-privat și mă interesează să știu amănunte despre Spitalul Republican. Dacă s-a decis unde va fi construit acest spital și care va fi costul acestui spital. Cele 5 proiecte în primă fază, prin parteneriat public-privat, după cum știți foarte bine, au fost discutate într-o ședință de guvern anterioară, în luna mai. 25 mai. Dacă mi-aduc și o aminte bine. Astăzi nu a fost o discuție despre acest subiect. Detaliile, cer scuze, nu le știu acum în momentul de față. Comisia Națională de Strategie și Prognoză poate oferi astfel de detalii sau biroul de presă dacă vă interesează. Deci astăzi nu s-a discutat nimic. Nu a fost pe nimic. Ordinea de zi o discuție în legătură cu acest subiect. Mulțumesc. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Zi bună.